Vă invit în numele Domnului Iisus să deschidem serviciul divin în această ocazie, cântând împreună imnul 445. Doamne, marea ta lucrare! Care și în cer, îți mulțumim pentru acest sabat frumos și îți mulțumim pentru binecuvântările care le-ai pregătit pentru noi, care ni le-ai dat până acum și care ni le vei da în continuare. Am venit aici să îți spunem că vrem să ne reînnoim legământul față de tine, că vrem să mergem mai departe, că vrem să fim mai aproape de tine și că vrem să ascultăm de tine și să fim schimbați prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că Tu vei vorbi prin cei care vor vorbi și le vei da Duhul Tău cel Sfânt și nouă la fel ca să înțelegem și să vedem cât de mare e misiunea Ta și cât de frumoasă este. Îți mulțumim pentru toate în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Înainte ca să se facă strângerea zecimilor și darurilor, vă rog să-mi permite să lecturez împreună cu dumneavoastră următorul material. Sărbătoriți creația lui Dumnezeu, așa se numește denumirea acestui scurt material. Textul din Psalmul 119 cu versetele 1 la 3 spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dădă știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul.
și glasul lor merge până la marginea lumii. Citat închis. Slava lui Dumnezeu ne este descoperită în fiecare zi. Acțiunile sale creatoare sunt văzute peste tot în jurul nostru. Cine poate nega că există Dumnezeu? Sunt însă mulți care nu au avut privilegiul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, despre care și natura vorbește, pentru că nu au cunoscut Evanghelia. George Washington Carver a spus: îmi place să cred despre natură ca fiind o stație de radio care emite și prin care Dumnezeu ne vorbește în fiecare oră, dacă suntem pe frecvența potrivită. Este responsabilitatea noastră ca prin dăruire să ne asigurăm că, în timp ce natura vorbește despre Dumnezeu, și acțiunile noastre vor vorbi și vor ajuta cauza lui Dumnezeu de a găsi sufletele pierdute și a le readuce la Hristos. Ca un apel, dacă istoria creației ne vestește în fiecare zi o nouă predică despre Dumnezeu, pentru astăzi avem invitația ca prin darurile noastre, ale mele și ale dumneavoastră, să fim parteneri cu Dumnezeu pentru a arăta lumii slava Evangheliei Mântuirii. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Rog diaconii să facă strângerea colectei darurilor și a zecimilor. Tatăl nostru care ești în cer, binecuvântează darul acesta oferit din toată inima. Fii cu fiecare persoană din biserica aceasta, binecuvântează și ajută-ne să putem primi cuvântul tău ziua aceasta. În Iisus, amin. Amin.
Pacea Domnului Iisus. Atunci când am început să citesc Biblia, mai des decât o făceam înainte, am înțeles că Biblia sau Scriptura sau Cuvântul lui Dumnezeu are puterea aceasta de a-i face pe oameni nefericiți, de a-i întrista pe oameni. A avut și această putere și o are în continuare de a-i necăji pe oameni, de a-i frustra oarecum pe oameni. A avut-o la început, o are și acum și o va avea în continuare. A necăjit pe foarte mulți oameni. Intervine în viețile lor și le mai dă planurile peste cap câteodată. Mi-aduc aminte de un episod când un tânăr bogat vine la Hristos și spune: Doamne, pentru că am auzit despre Tine și pentru că Te-am cunoscut și am gustat un pic din Tine, vreau să am și o parte de ceea ce oferi Tu. Vreau să am și o viață veșnică. Vreau să merg și eu cu Tine acolo sus. Și tânărul acesta avea bani, în primul rând. Și banul îți dă putere, îți dă autoritate. Și din când în când te mai face și deștept. Și pentru că era un tânăr, el reușise în vremea aceea ca să aibă și un loc în Parlamentul de pe vremea aceea. Și era un tânăr cu autoritate. Și nu este rușine. Și merge la el, la acel galilean, smerit, și spune: vreau să merg și eu cu tine. Pentru că îmi place ceea ce spui. Pentru că am înțeles că banii mei nu îmi dau ceea ce vrei tu să oferi, nu poți să câștigi cu banii. Vreau să te urmez. Și Domnul îi spune: păi e ușor. Trebuie să păzești poruncile. Trebuie să le păzești pe toate. Să le păzești pe toate. Și el se întreabă: dar mai sunt altele în afară de acelea pe care le știu? Și el spune: Domnul, nu, acele sunt. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iubește-ți aproapele. Ideea principală. Păi, le-am păzit pe acestea. Și spui: ok, îți mărturisesc un singur lucru. Dacă vrei să mergi cu mine în viață și ca să vii în viața veșnică, trebuie să te pui în situația aceea în care probabil că eu vreodată îți voi cere ca tu să dai totul și să mă urmezi pe mine. Să te pui în situația în care Dumnezeu îți va cere să lași totul, să fii dispus să renunți pentru tot și să mergi după mine. Și spune tânărul, când a auzit tânărul aceste cuvinte, a spus că s-a bucurat. Nu. S-a întristat. Și cum s-a întristat? Puțin sau? S-a întristat mult. Asta face cuvântul lui Dumnezeu. Întristează și necăjește pe oameni. Mi-am dat seama, eu nu provin într-o familie adventistă. Eu la 18 ani m-am botezat și sunt singur din biserica mea, din familia mea, singurul adventist. Și mi-am dat seama așa, că Biblia niciodată nu poate să mă facă fericit atunci când citesc în ea să nu fur și eu fur. N-am cum. Nu pot să fiu fericit. Pentru că Dumnezeu spune: vreau să am o relație cu acela, să-l iubesc pe acela despre care spune să nu fur și eu fur. Nu pot să fiu fericit. Sau să nu mint. Sau... Biblia are puterea aceasta să îi întristeze pe oameni. Și ori de câte ori omul a intrat în legătură cu Dumnezeu, a avut contact cu Dumnezeu, cu Iisus, cu persoana Lui, ori s-a făcut mai bun, ori s-a făcut mai rău. Despre tânărul acesta nu se mai spune nimic. Nu se mai amintește nimic. Așa a fost și cu Dima, episodul cu Pavel, când spune Pavel despre el că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și nu s-a mai auzit nimic de el. Absolut nimic. Noi astăzi, pentru că l-am cunoscut și pentru că am gustat un pic din el, nu vrem asta. Vrem ca să se mai audă despre noi. Vreau să deschideți împreună cu mine Biblia la capitolul 29 din Faptele Apostolilor. Dacă găsești cineva, să citească. Versetul 1, citiți. 29:1. Poftim? Nu există 29, nu-i așa? Nu există. Nu mai căutați pentru că nu există. Noi asta vrem să facem noi. Datoria noastră este ca să rescriem istoria, pentru că istoria trebuie să fie rescrisă din nou. Faptele Apostolului, capitolul 29, trebuie rescris din nou. Rescris și tot rescris. Asta trebuie să facem noi. Asta vrem să facem noi astăzi. Și invit în continuare pe colegii mei ca să prezinte ceea ce a făcut în trecut și ceea ce vom face.
Sper ca ocazia aceasta să fie ocazia în care vom fi binecuvântați prin cuvântul lui Dumnezeu și să plecăm de aici fericiți. Amin. Numele meu este Costache Robert Oliver, sunt din Prahova, sunt coleg cu ei la institut și aș vrea să vă prezint puțin oarecum motivația noastră și puțin din trecutul meu. Spune în proverbe că Domnul călăuzește pașii omul, dar ce înțelege omul din pașii lui, din cărarea pe care trasează Domnul? Și ne lasă să înțelegem că de obicei habar nu avem unde mergem, ce facem, dar Domnul, atunci când ascultăm de El, îți îndreaptă pașii unde știe El că e bine. Am să vă povestesc puțin cum a început pasiunea mea pentru misiune. Probabil mulți ne aducem aminte dintre cei care avem această pasiune sau care am citit cărțile, era o cărticică mică, o inimă în inima Africii. Și la Explorator o citeam și mai ales pentru că era de explorare Africii, era și misionar și ne-o dădea la concursuri biblice. Ei bine, când am citit acea carte despre David Livingstone, am zis, wow, ce om, așa aș vrea și eu să fac, așa aș vrea și eu să ajung. Dar ce înțelege omul din căile pe care le trasează Dumnezeu? Ei bine, am mers mai departe în viață și acest gând s-a șters fără îndoială. Pierdem unele lucruri de când suntem copii, unele vise și nu știm după aia de ce le-am pierdut, cum de le-am pierdut. Ei bine, am absolvit școala misionară de la Vama și, spre surprinderea mea, a trebuit să merg într-un loc în care nu m-aș fi dus deloc. Este vorba despre Republica Democrată Congo, cu capitala Kinshasa, fostul Zaire, pentru cei care își aduc aminte. O țară care are acum 70 de milioane, este de vreo 10 ori mai mare decât România. Și am fost acolo la niște triburi mai speciale, pigmei. Am mers acolo pentru că ei nu erau considerați umani de ceilalți, populația Bantu, și aveau o mare nevoie de servicii de bază, ca apă, hrană, să învețe să cultive o grădină. Ei bine, și acolo am văzut că Dumnezeu are un punct final, cel puțin are un traseu pentru fiecare. Aș vrea să opresc aici puțin această narațiune și să introduc aici o paranteză. Bill Knott este redactorul șef la Lumea Adventistă, o revistă care o avem și în română, Adventist World, și spunea într-un editorial, de ce mai trimite misionari? De ce să mai trimite misionari în alte țări? De ce să mai facem acest lucru? De ce să mai meargă ei? Ei bine, acolo în acest editorial al lui spunea că primul și fundația cea mai mare pe care putem să o avem este că în Biblie Domnul Iisus ne poruncește aceasta și El ne trimite. Deci dacă Dumnezeu ne-a trimis, dacă El ne-a dat această misiune, trebuie să o facem. În al doilea rând este pentru că știm că atunci când o să răspândim această Evanghelie, nu va fi atât de mult timp și Domnul Iisus va reveni. Dar încă un lucru foarte important care a fost relevat de studiile pe care le-au făcut conferințele, uniunile și diviziunea, e bine, este un câștig enorm pentru biserica locală care trimite misionari. Să nu mai vorbim pentru cel care merge, care vede o viziune nouă și o însușește, are o viziune mai largă, prinde puțin mai mult, o sclipire mai mult din viziunea mare a lui Dumnezeu de a merge la toate neamurile, fiecare limbă, popor. El vine, când vine în comunitatea lui cu acest bagaj, nu numai că îmbogățește comunitatea, dar și e mult mai dispus să facă misiune, dar chiar se sacrifică pentru această misiune, timp, resurse. Și sunt multe alte beneficii pe care am putea să le notăm ca un surplus când tragem linia. E bine, aș vrea să reiau și să vă povestesc o scurtă experiență.
N-am ales să aduc și imagini, cu toate că le-am cu mine, pentru că a fost timp foarte scurt și am să vă spun această experiență foarte scurt. E una dintre acele experiențe care m-a impresionat pe mine cel mai mult, care m-a lăsat chiar cu gura căscată, n-am mai avut ce să mai spun. E una dintre experiențele acelea pe care le citim de obicei la Zecim și Daruri. E, de obicei se întâmplă numai acolo, credem, dar cred că miracole din acestea se întâmplă foarte des. Ei bine, noi mergeam, stăteam într-un oraș Butembo, în estul Congoului, de 6.000 de locuitori și mergeam în junglă. Înainte de junglă era un pastor cu care lucram și mergeam la el. Se numea Mbacuravio, se traduce cel ce se jerfește pentru alții, cel ce își dă viața pentru alții, un nume foarte frumos. Și apoi mergeam în junglă cu motocicleta 7-8 km și atingeam aceste tabere de triburi, de pigmei. E bine, când am ajuns să... Odată ne-a spus el o experiență, că mai venea și la noi câteodată, ne-a spus o experiență care prima dată am zis, e imposibil să întâmple așa ceva. Dar după aia am aflat că nu era, avea dreptate. Un șef de trip pe nume Avion, așa se numea el, da, sună puțin bizar, dar așa se numea el, Avion, probabil a auzit mama lui numele de Avion și pare i-a pus, nu știu. Era un șef de trip foarte înțelept, de obicei șeful de trip este un om înțelept. El vorbea limba franceză, ceea ce nu e foarte comun, e chiar o excepție. Era un om care trecuse prin viață, mai și călătorise, ieșise chiar afară din Congo, ceea ce era foarte mult. Avea un fel de ciroză și ducea această boală de foarte mult timp. Ei bine, se simțea rău, se interna, iar se simțea și... Dar timp s-a îmbolnit așa de rău că a murit. Și pastorul, normal, face și înmormântări, s-a dus acolo să-l înmormânteze. Când făcea slujba, era acolo o asistentă care a văzut o mișcare a unui mușchi de aici, de la încheietură, o zvâcnire, nu știu cum să o numesc, și a spus să... Măi, nu este mort. Și a spus, cum nu e mort? De atâta timp nu are puls, nu a avut puls. Zis, nu e mort. E bine, Avion și-a revenit. Și pastorul îmi povestea cu atâta entuziasm și eu stăteam așa și... Chiar așa? Wow! Acest șef de trib era un pion foarte important în lucrarea pe care o avea Dumnezeu acolo și a mai trăit ceva timp. A mai trăit câteva luni și după aia a murit. Dar nu știu de ce Dumnezeu a mai îngăduit acele luni. Habar nu am. Dar este ce-i drept că Dumnezeu are calea Lui pentru fiecare dintre noi. Dar ce înțelege omul din ea? De obicei nu prea înțelegem. Vedem că și patriarhii nu prea au înțeles foarte mult lucruri din ea. Aceasta este experiența mea și mă gândesc acum și... Cine știe, poate... N-am mai venit de mult timp aici, ce-i drept, de foarte mulți ani. Vreo 7, 9, habar n-am, nu mai știu exact. Dar aș vrea ca atunci când o să fiu în comunitatea mea sau eu știu unde, aș vrea să aud că din comunitatea te o să vină cine știe ce misionar care pe atunci o să aibă, eu știu, 20 de ani, 30, peste nu știu câți ani, inspirați de, nu știu, poate aceste experiențe, poate povestirile, experiențele care noastre o să le povestiți, poate, eu știu, aici o să fie un nou tolici care o să meargă nu numai în Madagascar, ci în alte părți. Și aș vrea să vă educați copiii astfel, nepoții, și să le povestiți. Ce au făcut alții mai înainte, cum au fost Livingstone, Taylor și alții, Carey. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Pacea Domnului, pe mine mă cheamă Flavius Ardelean, sunt din Arad și sunt și eu student la teologia anul întâi. Eu, când am fost în Portugalia, am avut acolo cumva experiență de colportaj, cum aici se spune, de student valdens. Și acolo am avut două experiențe care m-au schimbat, cel puțin care mi-amintesc eu acum.
Acolo stilul de a face colportaj este să se duce studenții și oamenii colportori direct la locul de muncă unde lucrează oamenii și acolo stau un picuț de vorbă cu ei. Și a fost un caz în care eu am început să fac o prezentare despre materialul pe care aveam eu și nu m-am dat seama că omul începe să-mi spună viața lui totalmente și eu pur și simplu am stat, l-am ascultat și m-am dat seama că ok, omul acesta doar are nevoie să se descarce, să aibă pe cineva pe care să spună ok, cel puțin băiatul acesta mă ascultă și n-am trebuit să fac nimic. O altă experiență a fost chiar din contra. A fost o persoană care, a fost o femeie care zicea că a făcut ea operație și când a rezolvat toate problemele de sănătate, soțul ei a avut. Cu alte cuvinte, am prins-o într-o situație foarte proastă. Și m-am gândit că ea de vorbit nu are ce, pentru că nu e stresată, e panicată din toate problemele pe care aveau. Și atunci m-am gândit pur și simplu, atunci dacă nu vorbește ea, hai să vorbesc eu. Și am făcut cumva o prezentație așa mai informală, să o trag din problemele ei într-o lume mai amuzantă, să zic așa. Și pe lângă lucrul acesta am observat diferența între oameni, am observat și diferența de cum oamenii prezintă. Am avut oportunitatea să cunosc mai mulți colportori și stilul lor de a prezenta era totalmente diferit de unii de alții. Dar totuși, toți reușeau să facă o lucrare pentru Domnul. La fel ca și Evanghelia. Sunt patru, Matei, Marcu, Ion și Luca, și poate că fiecare persoană reușește să aibă mai multă intimitate cu o anumită evanghelie. Și la fel suntem noi ca o echipă. Noi să mergem în Etiopia și acolo noi să vorbim în mai multe locuri și fiecare o să aibă biserica lui. Și acesta este cumva scopul nostru, să ducem speranță și să atragem oamenii la iubirea lui Dumnezeu. Misiune. Când zice misiune, probabil că prima întrebare a unui copil ar fi, să spunem că ar înțelege conceptul ăsta de misiune. Prima întrebare ar fi, de ce? Știți, copiii pun întrebări foarte simple. De ce misiune? Dacă ar fi să răspundem la întrebarea asta, ce spune dumneavoastră? De ce misiune? Pentru că este nevoie. Nu se aude? Sora în față a spus este nevoie de misiune. Mulțumesc. Mai sunt și alte răspunsuri? De ce misiune? Domnul Hristos a fost misionar. Avem un exemplu. Mai sunt și alte motive? Porunca lui pentru noi a fost mergeți și faceți ucenici. Trebuie să afli și alții vestea cea bună. Mai sunt și alte motive? Sunt oameni care e nevoie să fie salvați. Și cred că aici ajungem la rădăcini. Sunt oameni care trebuie să fie salvați. Și este nevoie de extinderea mesajului ăsta astfel încât mesajul faptului că un mântuitor este un mântuitor. Este cineva care a murit și este o veste bună. Vorbeam cu cineva săptămâna asta și îmi spunea de câteva discuții pe care le-a avut cu niște colegi și prieteni și îmi spunea oamenii trăiesc pentru ziua de mâine. Și zicea, uite, și fiecare își povestea problemele, nevoile, oamenii trăiesc pentru ziua de mâine. Oamenii nu au perspectiva veșniciei, deși în inima lor este gândul veșniciei. Și Dumnezeu ne cheamă la misiune pentru că avem un mesaj luminos, pentru că avem o speranță, pentru că putem să vorbim despre un mântuitor care a murit la Golgota, dar nu doar atât. Un mântuitor viu, un mântuitor care mijlocește în cer, un mântuitor care e cu noi. Și mai mult decât atât, un mântuitor care ne asigură mântuirea. Un mântuitor care vrea să ne ofere certitudinea vieții veșnice. Care e la o distanță de rugăciune. Și un mântuitor care ne oferă o misiune. Dincolo de doar faptul că e pentru noi, faptul că mesajul ăsta e pentru noi, suntem salvați și putem să avem pace. Suntem în același timp unelte, mâini întinse, instrumente prin care Dumnezeu vrea să ne folosească pentru cei din jurul nostru. Nu e asta o onoare? Dumnezeu putea să folosească îngeri. Știți, îngerii sunt perfecți. Și ar fi putut să facă ei lucrarea asta și probabil că ar fi terminat-o imediat. Îngerii ascultă imediat, îngerii sunt foarte aproape de Dumnezeu. Noi oamenii suntem uneori încăpățânați, Biblia ne descrie așa, greoi, însă Dumnezeu ne-a ales pe noi. Ne-a ales pe noi vase slabe,
pentru că știe că în felul ăsta ne face vase puternice, pentru că știe că în felul ăsta se mână mai mult cu El. Colegii mei v-au povestit experiențe din viața lor și ce-i face pe ei să meargă mai departe și să se gândească la misiune. Și să știți că ăsta e un motiv care îi motivează pe misionari. Atunci când te implici în misiune în trecut, atunci automat rămâne gustul cumva. Și când te gândești la viitor, cauți ocazii în care să te implici. Pentru mine, gândul ăsta al misiunii a început cu ceva ani în urmă. Mi-aduc aminte că vara mergeam în colportaj și am început să simt ce înseamnă să gust ce înseamnă ca să întinzi o mână, să încurajezi, să transmiți vestea asta bună, poate prin cărți sau prin cuvinte de încurajare. Însă a continuat dorința de a face misiune și anul trecut am avut ocazia să petrec un an de zile ca învățător în Namibia, într-o țară africană. Mi-aduc aminte, eram în anul întâi la facultate și mi-aduc și acum aminte, unul dintre colegii noștri a vorbit despre un misionar. Și la sfârșit asta a fost apelul, a fost istoria unui misionar și apelul ca și noi să facem lucrul ăsta. Și în mintea mea a apărut gândul, poate o să fie o zi când o să fac și eu asta. Și nu mă gândeam la ce are Dumnezeu în plan. Și Dumnezeu a îngăduit, Dumnezeu a luat not atunci când gândul ăsta a apărut acolo în minte și a venit momentul prielnic și s-au deschis porți și a fost nevoie și am avut această experiență. Îmi dau seama că riscul atunci când vorbim despre misiune, cei care am fost poate în Africa sau, e să ne îndepărtăm de dumneavoastră, care n-ați avut ocazia asta și poate că unii niciodată nu o să mergeți acolo. Însă fiecare avem ocazia să fim misionari. Misionar nu înseamnă să mergi în Africa. Misionar nu înseamnă să colinzi zilnic Bucureștiul. Misionar nu înseamnă să îți dedici ani de zile pentru asta. Și asta e să fii misionar și Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Misionar înseamnă ca în viața ta zilnică să ai în minte asta. Dimineața când pleci să te rugi, Doamne, aș vrea să fiu un exemplu astăzi. Aș vrea ca astăzi să spun o vorbă de încurajare. Aș vrea ca astăzi să transmit speranță. Și Dumnezeu deschide oportunități și ocazii pentru asta. Vreau să vă povestesc și eu ceva din Africa care, așa cum spuneau colegii mei, mi-a rămas așa în suflet. Mi-aduc aminte de o fată care a venit la școala noastră de acolo. Este o echipă de români care lucrează acolo. Lucrează de vreo 7 ani. Și în ultimii 5 ani au deschis o școală acolo. Și au dat seama că dacă continuă doar să ajute pe localiști cu hrană, cu alimente, cu nevoi care apar prima oară când te uiți la ele, la ei, sărăcie care e acolo larg răspândită, dacă fac doar asta și dacă ar pleca de acolo, nu s-ar cunoaște nicio diferență. Și au zis, trebuie să facem ceva de durată. Și s-au hotărât să deschidă o școală. Și au deschis o școală acolo care acum are elevi până la clasa 5-a. Și se tot extinde. Și am ajuns acolo în octombrie 2012. S-au deschis porțile școlii în decembrie. Și mi-aduc aminte de o fată care a fost în clasa 1, clasa care urma să fiu ca învățător. La prima vedere nu era diferită de ceilalți copii. Numele ei e Whitney. La prima vedere nu era diferită de ceilalți copii. Se juca cu ceilalți. Însă, privind-o cu atenție, puteai să vezi că are o problemă. Și după ceva săptămâni imediat am realizat că e o problemă cu ea cu adevărat. Atunci când o mustrai sau atunci când ne atragea atenția sau atunci când îi spunea, uite, aici nu ai scris corect, ar trebui să ștergi și să scrii încă o dată. De câte ori se întâmpla asta, avea reacții foarte ciudate. Reacții la care nu te aștepta de la un copil. Stătea cu scaunul sau cu cărțile sau începea să strige, să țipe și parcă se tot mărea așa, se măreau reacțiile în putere. Și mi-aduc aminte că au fost unele momente când a trebuit ca directorul să vină, să o ia de acolo, nu se putea continua ora cu ea înăuntru. Și am început să ne întrebăm care e problema cu Whitney. Și am început să ne rugăm pentru ea. Și mama ei a venit după vreo lună, o lună jumate la școală să întrebe despre Winnie și directoarea de acolo a vorbit cu ea. Și mi-aduc aminte că a spus niște cuvinte mama ei care pe mine m-au speriat foarte tare. Încă nu știu dacă e chiar așa, asta a fost explicația dânsii. A zis, fata asta, când a fost mică, a fost lângă bunicul ei, a trăit lângă bunicul ei. Vrăjitoria e o problemă mare în Namibia. Chiar și adventiștii sunt destul de influențați de asta. De ideea asta de spirite și de lumea morților. Și spunea mama ei că crede cumva ea a fost dedicată celui rău. Noi ne-am speriat. Și vă spun sincer, era în clasa mea, era zilnic lângă mine.
Și m-am speriat când am auzit asta. Însă am continuat să ne rugăm. Și mi-aduc aminte un moment într-o dimineață la un devoțional. Fuseseră câteva zile în care ei fuseseră neascultători. Și a fost așa un moment când am început să vorbesc cu ei altfel. Și le-am spus, uite, atunci când supărăm profesorul sau colegii sau când ne certăm cu cei din jurul nostru, nu-i rănim doar pe ei. Nu doar suntem neascultători față de ei. E o problemă cu Dumnezeu. Îl rănim pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că au fost ei așa, au stat, s-au gândit și în dimineața aia una dintre fete a zis, eu aș vrea să fim cuminți de acum încolo, hai să ne rugăm ca să fim cuminți. Mi-aduc aminte că ne-am plecat pe genunchi, nu era neobișnuit ca ei să vrea să se roage. Mi-aduc aminte că la devoționale seara uneori mai toți erau cu mâinile sus, vrând să se roage. Și ne-am rugat cu toții, ziua aia au fost cuminți, ascultători și au dat tot ce au putut. Știți cum sunt copiii, fac ce pot și ei. Și noi apreciem eforturile pe care le depun și dorința lor. Mi-aduc aminte că după ziua asta a urmat-o alte câteva zile și în perioada asta, Whitney, de care vă povesteam, a venit într-o dimineață, aveam o perioadă înainte să începem orele în care îi întrebam cum au dormit, cum se simt astăzi, cum le-a fost dimineața. Și mi-aduc aminte că ea în dimineața respectivă, eu am sărit peste punctul ăsta și ea a zis, în dimineața asta nu ne-ai întrebat cum am dormit. Înseamnă că tu ai să ne spui ceva. Ce poți să ne spui? Și zice ea, azi noapte am avut un vis. Am visat că cel rău a venit la ușa mea, a bătut la ușă și după aceea și eu n-am răspuns. Asta a fost concluzia, e scurt. Aproape că n-am băgat de seamă. Însă oricum a rămas ceva așa în mintea mea. După câteva săptămâni spunea, am avut un alt vis. Am visat că Duhul Sfânt a bătut la ușă, am deschis ușa, a fost așa ca o lumină și m-am dus acolo, era Domnul Hristos cu copilașii. Și s-a terminat visul ei. Și a început să nu se mai comporte așa. A început să nu mai fie așa. Chiar în decembrie anul ăsta am vorbit cu o voluntară de acolo și am întrebat cu privire la Whitney. Cum mai e Whitney? Și a zis, nu mai așa cum ziceai tu că era. N-a mai făcut așa. Și îmi dau foarte mult seama. Acum nu știu dacă a fost. Am auzit și de alte povești despre ce înseamnă să fii demonizat și despre demonizați în Africa. Și acolo te întâlnești și cu așa ceva. Nu știu dacă a fost asta la ea. Însă ceva a fost. Și Dumnezeu a intervenit. Și pentru noi asta a fost o asigurare. Acolo unde cel rău lucrează cu putere și Dumnezeu își manifestă puterea Lui. Și asta nu e legat de noi, e legat de puterea Lui. Știți, când vine vorba de misiune, nu e vorba de oameni. Vine vorba de misiune, e vorba de Dumnezeu și de puterea Lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie înălțat. Și când vom fi acolo sus, prin harul Lui Dumnezeu, nu vom fi cu privire la noi, cu privire la hainele noastre albe, cu privire la coroanele noastre. Va fi cu privire la El, cu privire la puterea Lui, cu privire la puterea Lui Dumnezeu care poate să ne salveze pe noi și să ne transforme în instrumente pentru slava Lui. V-am povestit fiecare ce a însemnat misiunea pentru noi până acum. Ne-am implicat fiecare. Și așa cum vă spuneam la început și cum spuneam și colegii mei, când începi să prinzi gustul, îți dorești să mai mergi. Și vara asta o să fim toți cei patru care suntem aici înaintea dumneavoastră, plus alți șase, o să fim în Etiopia pentru 3 săptămâni. Știți, în Namibia eram învățător acolo și uneori devine monoton. Zi de zi și copii, sunt devoționale dimineața, devoționale seara. Mi-aduc aminte că pentru 3 săptămâni au fost acolo niște misionari din Australia. Și am fost de câteva ori și am urmărit predicile lor. Predicau în diferite sate și veneau sute de oameni. Cred că într-unul dintre oraș s-au strâns și mii. Ultima oară, la ultima prezentare a fost ceva, 2000 jumate de oameni. Foarte mulți. Și vă spun sincer că i-am invidiat. Când vedeai, când se făcea apel la final și vedeai 10 de oameni în față care veneau și doreau să-și consacre viața lui Dumnezeu. Și am fost acolo și am văzut și botez. A fost botez după vreo 3-4 luni. 80 de persoane s-au botezat în urma activităților. A fost așa, cum să spun. A părut și în mintea mea dorința asta ca să vină un timp când să fac și eu asta. Și Dumnezeu, așa cum spuneam la început, a luat notă și de gândul ăsta. Și anul ăsta s-a oferit ocazia ca să mergem împreună cu Institutul Adventist, care are o colaborare cu Sherhim, o organizație mondială care trimite misionari în diferite locuri ale lumii, Africa, Asia sau America de Sud. Anul ăsta o să fie în Etiopia. În anii trecuți, studenții de la Institut au mai fost Nicaragua sau Rwanda sau Filipine și alte țări. Anul ăsta mergem în Etiopia.
Este o țară preponderent creștină. 60% din locuitori sunt creștini. 30% sunt musulmani. O să fie și provocări. Am fost foarte speriați gândindu-ne că mergem într-o perioadă grea, din punct de vedere al vremii. Mergem în iulie, sezonul ploios acolo, mulți sunt țari, posibilitate de malarie. Să știm că Dumnezeu va avea grijă și de asta. Este o țară în care Biserica Adventistă este prezentă. Locul în care mergem noi chiar este un spital adventist acolo și vom predica în 11 locuri. Privim înainte către asta și așteptăm să vedem cum o să fie. Și ne bucurăm că avem onoarea să facem asta. Nu toți putem să facem asta. Nu toți putem să mergem în Africa. Și îmi dau seama că acum e ocazia pentru mine. Poate într-un an, doi, o să fiu căsătorit. Dacă o să mai fie un an, doi, poate într-un an, doi, nu o să mai fim aici, cu ajutorul Domnului. Vom vedea. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Însă, fiecare putem să facem ceva în locul în care suntem. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Știți cum e? Vorbim ușor despre mântuirea oamenilor. Când zicem cuvintele astea, mântuirea oamenilor. Însă, mântuirea oamenilor înseamnă să salvezi oameni de la pierzare veșnică. Să le vorbești oamenilor care sunt pe punctul de a muri veșnic. Din perspectiva veșniciei, ceea ce facem prin faptul că suntem misionari, fiecare acolo unde suntem noi, e foarte important. Și putem să fim misionari chiar de acum. Putem să fim misionari fiecare, acolo unde suntem. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca mandatul pe care îl avem, acolo unde suntem, să-l îndeplinim cu credincioșie. Pentru că la final, când Domnul Hristos va veni, să putem să auzim fiecare dintre noi: bine, rob bun și credincios. Amin. Îi aveți în față pe Flavius, Mihai, Robert, Ovidiu. Oamenii aceștia vor merge într-o țară departe de aici, expuși la riscuri și la pericole. Au înțeles foarte bine ce le-a spus Domnul Hristos: duceți-vă. Și se vor duce. În 1991 am citit o broșurică mică a unui anume Leonard Ravenhill. Nu știu dacă era de credință adventistă, dar broșurica aceea care am citit-o, am citit-o încă o dată și încă o dată. Era un pic mai dur și mai tăios față de poporul Dumnezeu care dormea pe scaun, care făcea orice altceva, dar nu misiune. Și el spunea așa, un lucru care niciodată n-am să-l până mor. În fiecare, atunci, în 91 era statistica, acum nu știu dacă mai este reală, poate s-a mărit. În fiecare minut, 83 de oameni mor fără Hristos și biserica doarme. În fiecare minut, 83 de oameni mor nemântuiți și noi dormim. Îl lau pe Dumnezeu pentru că i-a ridicat și vor mai ridica și pe alții. Și în România sunt pete albe, unde nu există prezența adventistă. Suntem chemați să facem misiune, nu să dormim pe scaun, nu să facem altceva. Suntem chemați să fim evangheliști, acolo unde ne aflăm, cum spunea Ovidiu. Dacă îl iubim pe Hristos, dacă apreciem sângele care și l-a vărsat, vom lucra pentru El. Dacă nu, nu vom lucra pentru El. Și îl vom pune din nou pe cruce și din nou pe cruce până când se va ghide harul în dreptul meu și al lui care nu lucrează. Unii vor fi surzi. Își vor acoperi urechile, ca în timpul lui Ștefan. Dar încă mai avem har, încă mai avem posibilitate să facem acest lucru. Gândiți-vă că n-ai 83 de oameni din statistică, poate să fie mama mea, poate să fie fratele meu, poate să fie tatăl meu, poate să fie copilul meu, poate să fie altcineva. Gândiți-vă foarte bine și la faptul că Iisus Hristos plânge când cineva moare nemântuit. Și dacă am ajuns atât de nesimțitor să nu mai plângem cu cei care plâng, suntem cei mai nenorociți între oameni și săraci de plâns. Vă rog să vă gândiți la lucrul acesta. Vă invit să participați și dumneavoastră
să susțineți cumva misiunea celor patru și a celor șase care vor merge cu dumneavoastră și să facem o colectă specială. Vă rog să oferiți în coșulețul care va trece printre rânduri atât cât vreți. Dacă nu doriți, nu puneți. Nu puneți din forță sau din rușine că mă vede fratele că nu pun sau soara. Puneți cu plăcere pentru Hristos. Că tot ce sunt eu, haina, ce am în buzunar, ce am în portofel, nu e al meu, e al lui Hristos. El este proprietarul, eu administratorul. Vom face o colectă pentru ei și rog pe Dumnezeu să ducă mesajul și teiului acolo. Să spuneți, avem acolo un tei care miroase frumos și avem niște credincioși care vă salută și pe unde veți merge și veți predica, amintiți teiul. Pentru că vă vom susține rugăciune. Vă vom susține, știu lucrul ăsta. Vă vom susține și teiul este o comunitate care se roagă. Da. Vom face colecta și apoi se va face și o rugăciune pentru frați și vom închide serciul divin. Mihai, vino un pic. Te rog să spui la ce veți folosi voi aceste fonduri. Că cineva, și noi vrem să știm concret unde se folosesc aceste bunuri ale lui Dumnezeu. Fondurile sunt pentru, cum am spus, pentru Etiopia, pentru misiunea de acolo. Vor acoperi costul avionului, în principal, care este foarte, foarte scump. Vor acoperi și anumite cheltuieli de mâncare, de nevoi. Dar în principal costurile avionului, costurile care sunt până acolo pentru a ajunge acolo. Am vrea să vă mulțumim pentru aceste daruri, dar aș vrea să deschideți cu mine ca un fel de concluzie la Psalmul 68, un verset scurt. 68:31. Și aș vrea să citească cineva dintre dumneavoastră. Aș vrea să citim acest verset pentru că pentru mine a fost o mare descoperire când l-am văzut. E foarte interesant ce scrie partea a doua, da? Cei mari vin din Egipt. Dar Etiopia cum vine? Cu mâinile largă întinse. Cred că această... Putem să punem acolo cartierul Tei, sau așa se numește aici, nu? Sau România, sau București, sau oricare. Sper că, cred cu tărie, nu sper,
că ne vei susține foarte mult în rugăciune, pentru că noi nu suntem special cu nimic. Credem că Dumnezeu cheamă pe cei înzestrați, dar de cele mai multe ori cei mai puternici, ne uităm la înaintași, da? Credeam că dacă trebuie să fii misionar, trebuie să fii puternic, să faci sală vreo câțiva ani, să fii medic, ca să știi să te tratezi, să fii un fel de om care a făcut, armată specială ca să poți să fii apt pentru orice ar putea să vină. Ei bine, Dumnezeu cheamă și oameni slabi ca noi și îi înzestrează, pentru că El de obicei nu cheamă numai pe cei înzestrați, ci înzestrează pe cei pe care îi cheamă. Și am vrea să știm că această misiune este prin Duhul Sfânt, cum am citit și cum este și în Zaharia 4:6. Numai prin Duhul Sfânt se poate face această lucrare și de asta vrem ca în grupele dumneavoastră de rugăciune, pe listele dumneavoastră, când veniți aici să vă rugați, să ne amintiți și pe noi, pentru că fără rugăciune e egal cu zero. Amin. Mulțumim. Thank you.
Vă invit în numele Domnului Hristos să facem închiderea serviciului divin cu imnul 442. Iată grânele și pleacă spicele. Tatăl nostru bun și iubit, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm să binecuvintezi Etiopia și lucrarea care va fi în ea. Te rugăm să binecuvintezi și România și lucrarea care este în ea. Să binecuvintezi și comunitatea Tei care stă înaintea Ta și vrea, Doamne, să lucreze în lanul bogat. Te rugăm din suflet, dă-ne fiecăruia viziunea chemării pe care Tu ne-ai dat-o fiecăruia. Și te rugăm, ajută-ne ca să nu ne pierdem mântuirea nelucrând în via Ta. Coboară-te, Doamne, Duh Sfânt, și umple-ne cu prezența Ta, umple-ne cu focul misiunii, așa cum ai făcut-o cu atâția oameni de-a lungul timpului. Suntem ultima perioadă a bisericii Tale și vrem să fim și noi printre cei care vor da lumii ultima chemare pentru mântuire. Mărit onorat să fie dragostea Ta, iubirea Ta, și lăudăm și preamărim dorința Ta de a-i mântui pe toți. Te rugăm, Tată bun, să fii cu noi la drumul de întoarcere acasă. Să ne ajuți ca ziua aceasta sfântă să nu cumva să fim ispitiți, să o călcăm, să o profanăm în vreun fel. Ajută-ne, Doamne, să o ducem până la apusul soarelui în temere de Tine. Lasă-ți pacea Ta peste noi. Binecuvintează fiecare suflet prezent în locul acesta. Binecuvintează-ne și vecinii și, fiind atât aproape de mântuire, constrânge-i cu dragostea Ta să vină și ei în locul acesta. Credem că ne-ai ascultat, credem că ne-ai și răspuns. Te proslăvim, Tată, Fiul și Duh, Dumnezeul nostru, în meritele scumpului Tău, Fiul Domnul Hristos. Amin. Amin.